Vă spun câteva cuvinte despre călugărie. De fapt, la Sfântul Flavian m-a lăsat singur acum, să vă spun. Dar țineți minte că eu nu prea am ce să vă spun. În schimb, Sfântul Antonie, pe care îl servăm începând din noaptea și seara aceasta și mâine, Sfântul Teodosie, care l-am servat, Sfântul Eftime cel Mare și ceilalți sfinți care au fost monahi și sfinți ierarhi, mai dați care la lume și ierarhi, ei sunt cei care ne învață pe noi despre viața monahală. Iubiților credincioși, ați văzut cum a început această slujbă minunată. A început cântându-se brațele părintești. Prin cuvintele acestei cântări, de fapt, cel care vine la călugărie cere lui Dumnezeu să-l fie primit în brațele sale. Și ați văzut ce frumos spune, fiindcă curvește mi-am cheltuit viața mea și acum, Părinte, primește-mă pe mine. După ce această cerere, de fapt, din partea celor care vin la călugărie s-a exprimat prin cântarea de la strană, ați văzut că cel care face slujba, cum am fost eu astăzi, cere celor care vin să facă un legământ, un jurământ. Se numesc voturile monahale. Fraților creștini, pentru ca să ne mântuim în viața aceasta, Dumnezeu ne-a lăsat niște căi de mântuire. Una este calea aceea a căsătoriei, alta este calea aceasta a călugăriei. Fiecare din ele duc la mântuire dacă împlinești rânduielile lăsate Dumnezeu pentru acea cale. Pentru viața monahală, iată, se cere să faci un legământ, o făgăduință. Și a constat din trei voturi, numite cele trei voturi monahale. Primul vot monahal este sărăcia de bunăvoie. Al doilea vot monahal este curăția minții, se spune fecioria minții. Și al treilea vot monahal este ascultarea. În Biserica Rusă, ei detaliază acest vot monahal numit ascultarea și îl împart în două. Și astfel, în slujba lor se exprimă patru voturi monahale. Și anume, ei spun că, pe lângă cele trei, castitatea, sărăcia de bunăvoie, castitatea minții și ascultarea, este și statornicia, care de fapt este ascunsă sub ascultare. Și ați văzut ce frumos spune, făgăduiești că vei sta în mănăstire până la sfârșit, sau în pusnicie până la sfârșitul veacului, până la sfârșitul vieții tale. Deci atât, dragii mei, care este legământul? Dumnezeu își deschide brațele și te primește în împărăția ta și îți va da o răsplătire, cum spune împăratul Constantin, că și el, ca împărat și sfânt, văzând slava monahilor și-a dorit-o, fiind sfânt, ca să-ți dea aceste daruri dumnezeiești, trebuie să respecti aceste voturi monahale, aceste legăminte. Sărăcia de bunăvoie, dragii mei, te duce la o dacă o aplici și ești atent la ea și nu pui preț pe lucrurile acestea materiale, te desprinde cu darul Dumnezeu din lumea aceasta materială și te deschide către lumea duhovnicească. Castitatea minții te face, dragii mei, să ai o minte curată și pentru aceasta să poți să ai o rugăciune frumoasă către Dumnezeu, către Maica Domnului, către Sfinți. Ascultarea, dacă o faci, te duce, crește în tine smerenia. Și vă vedeți, dragii mei, cu un om venit din lume, care este legat de lume, care s-a zbătut în lume pentru lucruri materiale, pentru a avea una, alta, poate unii s-au scăpat de a avea peste și s-au transformat viața într-o alergare.
Pentru cel care în lume a fost înconjurat de desfrut, de curvie, punând în practică castitatea aceasta a minții, ce înseamnă această castitate a și a minții și a trupului? Înseamnă că odată ce ai intrat în viața monahală, trebuie să lupți, să câștigi o minte curată din punct de vedere al desfrâului. Și v-am spus și cu alte ocazii că patima curvii este o patima foarte intensă, care intră ca un sfredel în sufletul omului și nu-ți dă pace, nu-ți dă liniște. Luptând să câștigi castitatea minții, atunci începi să ai o pace și o rugăciune de calitate. Iar ascultarea, fără a cârpi, necondiționată, naște unul din cele mai scumpe daruri, virtuți creștinești, smerenie. Și în momentul când aceste lucruri le-a atins, cum spune la o paremie, că Dumnezeu te va lua din lumea aceasta ca nu cumva să schimbe răutatea lumii mintea ta. Așa că noi, dacă încă mai suntem în viață, mai avem de lucru. Aceasta este, dragii mei, făgăduiala care au făcut-o și am făcut-o noi care suntem monahi în fața lui Dumnezeu, ca într-un mod intens, de fapt, și dumneavoastră trebuie să duceți practic aceeași luptă, dar într-o altă formă, în viața de familie. Aceleași trebuie să faci, trebuie să aveți grijă să nu vă lăsați sufletul cuprins de viața, lumea materială, să aveți grijă să vă păstrați mintea cât puteți mai curată, păstrând un echilibru. Și aici fiți foarte atenți ce înseamnă de fapt curunia și relația intimă între un soț și soție. Este acea relație îngăduită de Dumnezeu, trebuie să ducă la tine la o curățire, o luptă mai ușoară cu patima desfrâului și încet încet spre o curăție. Nu cum așa cum am auzit, m-am căsătorit de femeia mea, îmi fac de cap. Fals! Asta înseamnă că nu te vei mântui, ci din contra te împătrimești și tu și mă împătrimești și pe nevastă ta. Nu! Este cu totul și cu totul altceva. Deci și dumneavoastră trebuie să mergeți pe calea aceasta, în schimb într-un alt cadru. Pe când aici este cadrul monahal. Iubiților credincioși, noi monahii am ieșit din lume ca să trăim într-o viață monahală. Practic, o mănăstire ar trebui să aibă zidurile înalte și să fie închisă pentru dumneavoastră. În schimb, pentru vremurile de acum, mănăstirile s-au deschis, s-au coborât în mijlocul oamenilor. Și aici vreau să vă atrag atenția la un lucru. Ajutați-ne pe noi monahii să împlinim aceste voturi monahale, ca și noi prin rugăciune să vă ajutăm pe dumneavoastră să puteți lupta în lume. Pentru aceasta trebuie să fiu atenție și din partea dumneavoastră și din partea monahilor. Eu am mai zis odată într-un cuvânt cum trebuie să se comporte un minean când intre în mănăstire. Cum trebuie să comporte o parte feminină când intre într-o mănăstire de monahi sau un bărbat într-o mănăstire de mani și așa mai departe. Haideți să ne ajutăm împreună să putem să ne mântuim. De aceea am ținut să vă explic în câteva cuvinte, nu vă mai țin mai mult, un pic câteva lucruri de viața monahală, pe care Sfântul va vorbi de fiecare dată despre călugărie, ca să o înțelegeți, să ne înțelegeți și pe noi, ca împreună să putem să ne mântuim, să ajungem în brațele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care să vină toată slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin. Mâine vom vedea un exemplu de om, de tânăr plecat dintr-o biserică și a ajuns unul din mari povățuitori și sfinți din cadrul vieții monahale, Sfântul Antonie cel Mare. La mulți ani, ne vedem!